Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare și destul de scurtă pentru zodia leului. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Voi și o altă persoană, nu știu care, poate să fie și rudă, poate să fie și colaborator, poate să fie și prieten, amic, iubit, iubită, soț, soție. Vedeți ce păpușică am eu aici? E foarte veche, dar mi-am adus aminte că există în casă și am vrut să vă aduc să fie prezent aici, să vă susțineți unii pe ceilalți. Că aveți nevoie. Hai să vedem, dragii mei. Da, și de la rac am pus și la leu lumânarea făcută de mine. Da, da. Frumos să ne susțină. Hai, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. În leu, pardon. Probabil că aveți marcaj în rac. Poate unii, nu știu. Da, poate aveți planete în rac. Ori lună, Venus în rac. Ori sunteți cu soare în rac și aveți lună în leu. Sau eu știu ce mai aveți ascendent. În fine, ceva. Am văzut magicianul, vreți să manifestați ceva nou. Păi, la început de an, cam toată lumea vrea să manifeste. Ce apare? Ia uite, după stres, ați trecut prin, ia uite, stres. Începe să vă vindecați de ori voi, ori un semn de apă. Poate cineva în viața voastră, semn de apă care se vindecă de stres, se echilibrează mental și merge către victorie. Simt nevoia să zic că e semn de apă pentru că apare cupa asta imensă. Pești, drag, scorpion, eventual. Dar nu obligatoriu. Poate să fie și săgetător, poate sunteți voi cu Marte, 6 de pute și Marte în leu. Poate cineva cu Marte, oricine, however. Cine a avut o stare de stres, de anxietate, de coșmaruri, aud, vorba bine. E o chestie. Nu pot să explic cum aud. Vă vindecați și vă umpleți sufletul de un anume tip de lumină, de dragoste, de înțelegere, de calm, ar spune. E frumos, de calm. Poate practicați ceva, temperanța, poate practicați niște tehnici alternative de vindecare. Poate cineva vă ajută să vă echilibrați, să vă umpleți paharul, să vă calmați emoțional. Cineva însemnând îngeri sau ghizi spirituali. Și uite, așa echilibrându-vă, mergeți către victorie, către, eu știu, dar după o perioadă de stagnare, de sacrificii, eventual. Eventual. Și mă, sunt și lei care fac sacrificii, sunt și lei care fac sacrificii. Nu toți lei sunt egoiști sau chiar și așa, în egoismul lor, mai fac și ei sacrificii. Acum, hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu, odată. Ia uite, magicianul, vedeți? Apare. O dată. De două ori. De trei ori. Poate aveți de-a face cu cineva cu marcaj în zodia geminilor sau fecioarei. Așa se zice clasic, deși nu-mi place să fixez arcanele pe zodii. Dar vă zic că vouă vă place, mie nu-mi place. Ideea este că vreți să manifestați ceva nou. După așteptare, poate vreți să investiți în ceva noi, soarele, da? Să investiți în ceva nou, într-un proiect, într-o... Da. Și să o aventură sau o pasiune v-a adus multe dezamăgiri sau pasiunea cuiva v-a adus multe soare, foc și gemeni eventual, dar peste hotare, la distanță, eventual încheiați capitolul cu acea aventură care v-a dezamăgi sau cu acel aventuros sau cu... poate un proiect, poate nu e aventură, poate ați vrut să inițiați un proiect și ați rămas cu ochii în soare, da? Pentru că alții nu s-au implicat, n-au comunicat corect, astea se mai întâmplă. Dar vreți să lansați un nou proiect la distanță, poate traversați lumea și ceva la... Sau dacă nu la lumea, la distanță începeți ceva nou. Poate lăsați în urmă un început care a rămas în suspans datorită dezamăgirilor. Și începeți acum cu răbdare, 7 de monede, cu răbdare, cu temei și cu un anume tip de iluminare, de inspirație divină, de trezire. Începeți altceva cu mult mai mult potențial, pentru că aveți claritate mentală, pentru că vă vindecați de stres. Drăguțe mesajele, hai! E valabil și la mine, cam ascendent, așa trebuie să fie, dar nu obligatoriu. Hai să vedem. Roata norocului. La cine am mai început roata norocului? A mai fost, cred că la gemeni sau la taur. Nu știu.
Sau confund cu... Ah, confund. S-ar putea să confund cu numărul 3 de la mesajele lor către voi. Ia uite, roata norocului împărăteasa. Wow! 8 de bute nebunie! Manifestați o schimbare. Uai de mine, ce frumos! Ce frumos! În primul și în primul rând, dacă e distanță între voi și mama voastră și voi aveți marcaje în semne de apă, de rac eventual, sau poate aveți planete în scorpion sau în pești, mergeți către acest... Deci, mama voastră eventual vine înspre voi eventual. Comunicați, poate să fie și comunicare la distanță, dar ar putea să fie chiar întâlnire face to face. Pentru că în paranteza înseamnă mamă. Dar e o întâlnire de destin. E o întâlnire de destin între voi și cineva care... Deci această întâlnire aduce, manifestă, da? Deja se manifestă în alte planuri. Poate se manifestă și separat, simțiți încet, încet cum, parcă mai scăpați de griji, mai scăpați de coșmaruri, încet, încet vă eliberează acel stres și vine acea nouă dragoste. Vine asul de cupe, dar asul de cupe vine în voi, prin voi și apoi prin cineva, să nu uitați niciodată, da? În voi, prin voi și apoi prin cineva. Eventual, asul de cupe vi-l umple un înger protector, ghizii voștri spirituali, profesorii umani mai puțin, dar vă pot umple și ei cu un anume tip de inspirație. Însă schimbare de direcție, roata norocului, de la 0 la 180 de grade, de la nada la totul, da? De la 0 la nimic, începe magicianul. Băi, ce știi și aud acum? La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. S-a manifestat. Și a manifestat abundență. Roata norocului. Mergeți către abundență, către dragoste, către spor și către o împlinire sufletească. Poate și un personaj empatic, poate o iubire. Iau de 6 de spade. E călătorie. Detașare de apele negre, de gândurile despre care am vorbit, mergeți către soare. Și repet, către soarele vostru, asul de cupe începe în voi. Lumina, trebuie să o simțiți în voi ca să o puteți împărtăși, nu? Uneori e proiectată. Cum e? În anumite cazuri, da. De fapt, în cele mai multe cazuri, la nivel uman, e proiectată. Repet, de îngeri, de ghizi spirituali. Dorința de împăcare. E regele și regina de cupe. Un personaj care ține la voi vrea să se împace cu voi. Posibil cu marcajul zodiacului, scorpionului, peștilor, nu obligatoriu. Sau este acest personaj își ascultă intuiția și, repet, se eliberează. Poate e vreo rudă. Se eliberează de apele tulburi din viața sa și merge către soare. Poate că inspirați voi, poate voi ați făcut vreo mutare, vreo schimbare în viața voastră și inspirați și pe ei. Ideea este că roata norocului înseamnă, într-adevăr, că a venit timpul. A venit timpul să vă bucurați de un anume tip de abundență, de dragoste. Și cine vă iubește să comunice cu voi. Dar hai să vedem alte mesaje, să clarificăm. Soare, ia uite, soare, am văzut iar roata norocului. Soare, luna, minus, ascendent, nodul nord, leuți, în leuți. Ia uite ce apare, îndrăgostiții. Gemeni sau o dragoste care v-a dezamăgit, de care v-ați vindecat, sunteți chemați să vă vindecați prin independență versus iluziile deșarte din familie. Vișeni, Adonai, Mimini, Mihail, Mismoni, Gabriel, Umilif, Nai, Uriel, Ume, Ahurai, Elafurai, Iva, Anuro, și văd o întâlnire de destin cu o femeie. O femeie care oferă multă dragoste și cu care puteți să comunicați și să vă vindecați. Sare în mod special în evidență dintre toate cărțile care au ieșit. Marea preoteasă, da.
cu care puteți să începeți un nou proiect acasă. Sau cineva lucrează, face tarot. Posibil unii dintre voi faceți tarot acasă. Da, știu câțiva. Bine, eu știu tarologia. Uite mă ce a apărut. Împăratul și împărăteasa, 8 de monede și steaua, sunteți nebuni? Deci în momentul în care vă vindecați de acel stres, începe să manifestați perechea voastră divină. Și până la perechea divină, cu care aveți misiune specială și cu care aveți de lucrat la nivel public, unii dintre voi, nu toți, dar unii, da? Perechea divină poate să fie doi oameni puternici. Nu neapărat soț și soție, pentru că la flăcări gemene și la suflete pereche de altă vibrație nu sunt doar soț și soție, pot să fie și colaboratori, da? Unul vine cu aspectul protector și celălalt cu aspectul expansiv. Sau cel care oferă dragoste și cel care oferă susținere, autoritate. Bine, amândoi au autoritate. Foarte interesant. Posibil. Și am văzut iar 6 de spade. Hai să clarificăm. Roata norocului. Roata norocului pentru leuți. Și leuțe. Leuțe. Ia auzi, măi, 2 de cupe. Wow. Și asul de spade. Deci v-ați consumat într-o situație, în blocaje, v-ați consumat în chestii care țin de avere, de bani, de familie, de job. Băi, parcă e prea mult. Gata, stop, renunțați la chestiile astea. Consumați energie, pisi, nu se merită. Asul de spade, eliberați-vă. E o întâlnire de destin, repet, poate să fie și o prietenie, poate să fie o colaborare, 2 de cupe, nu înseamnă musai, amor. Repet. Poate să fie doi oameni care se înțeleg. De la suflet la suflet se văd. Se vindec. Împărăteasa. Aveți în preajmă un personaj empatic în cazul în care nu sunteți și voi și descoperiți eventual ceva, noi calități în voi prin preajma acestui personaj. Împărăteasa, femeie divină. Ia uite, au venit două cărți. Cine te invidiată, invidiată, aș spune, și 8 de spade. De un personaj care se gândește obsesiv la acest personaj. Dacă voi sunteți împărătese doamnelor, pentru că împărătesele pot să fie și leoaice, nu toate, dragile mele, leoaice, nu toate sunteți împărătese, dar unele sunteți în vibrația voastră cea mai înaltă și când vorbesc de vibrație, dragii mei, nu mă refer doar la mental și emoțional, se vede și în felul în care călcați. Felul în care vă mișcați, ca să înțelegeți, da? E o chestiune de autoritate, totuși o împărăteasă, măi. Nu e doar o femeie drăguță, nu e doar o femeie citită, nu e doar o femeie educată, nu e doar o femeie așa, așa, așa. O femeie sau o regină, nu, este o împărăteasă. Și cineva este obsedat de voi, este obsedat, eventual, da, wow, fiți atente. Dacă voi sunteți în această vibrație sau cineva vă ajută să ajungeți în această, să vă schimbați vibrația și să ajungeți acolo, personaje din anturajul vostru care rămân blocate în matrix, în gândurile, în educația, în, eu știu, tradițiile lor, vor deveni foarte invidioase. Foarte invidioase. Posibil un fost iubit, o fostă iubită, dar care v-a mințit, cavalerul de bâte, iau de 7 de spade, 3 de spade, v-a pus în așteptare, va deveni obsedat de creșterea asta vibrațională, de iubirea care vă este oferită, dar repet, oferită la nivel divin și prin parteneriate de calitate. Și poate prin admirația altora. Băi, ce tălă reveni la leamă? Și alții, altă femeie aici. Nu sunteți voi. Eventual, dacă voi aveți o perioadă, ați trecut o perioadă de blocaje, vă zbateți, cineva vă ajută să vă eliberați. Pentru că simt că 5 de bâte are legătură cu 8 de spade. Aceste bâte sunt oameni care creează conflicte
Și fizic, și energetic, și spiritual, și mental. Sunt oamenii care au pus spadele. Cu alte cuvinte, oameni care folosesc mai multe tipuri de arme, de tactici. Da? Și au pus spade în jurul vostru. Dar voi eliberați. Aș spune, pare eliberare cu roata norocului. 10, schimbare. Manifestați o schimbare. Magie. Magie în viața voastră. Intrați într-un cerc magic. Interesant, ia uite. Energia feminină, divină. Este chemat într-un cerc magic. Vortex? Ceva? Ia, ascultați un pic despre Vortex, pe cum o cheamă, scap acum de numele ei, dar cred că știți. Ia, 8 de bute. Ceva, ceva, ce s-a arătat. Ia uite, împărăteasa 10 de mai. Mai, spre ce mergeți? Împăratul și împărăteasa și 10 de cupe. Unele dintre voi, nu toate, că nu toate sunteți aici, băi, recunoașteți-vă poziția, vă rog frumos, nu toate, dar unele veți merge către perechea voastră divină. Ia, nu știu câte oară când apare. Hai să vedem, 8 de bâte, sau perechea voastră divină vine, se eliberează și vine spre voi. Ia uite, ia. Tot câte două, trei, ia uite, astfel de cupe, soarele, astfel de cupe și puterea. Nu sunt doi oameni puternici, măi? Wow! Repet, dacă voi ați fost cândva aici, vă întâlniți cu... Vă aș spune că nu o dragoste. Regele de monede, posibil. Poate acest rege de monede să stea să viseze la voi și să rămână într-un contract. Nu știu, variază. Și voi să mergeți într-o nouă direcție, cu un personaj care strălucește ca voi, puternic ca voi. Totuși există cineva aici, în acest context, care încă nu știe ce se aleagă. Între opțiuni, contracte potente și tradiții și dorința de a avea stabilitate financiară și, în fine, mai bine zis, dorința de a... Da. Obsesia pentru material, să spunem. Regina de cupe. Regina de cupe. Văd marcaj în semn de apă. Dacă aveți pe cineva în preajmă cu marcaj puternic în semn de apă, poate să fie și etalie. Și să... Ia uite, regina de cupe, regina de cupe. Doamne! Poate să fie două suflete pereche. Cu marcaj în semne de foc și de apă. Mă special pești, scorpion, să zic. Poate și, nu, ce să mai zic, pești, rac, scorpion. Și marcaje puternice pe taur, pe leu. Da. Pe balanță în sensul frumos al cuvântului, marcaje puternice și benefice, aș spune. Venus în casa șaptea, Venus în balanță. Astrologic vorbind, dar ar putea regina de cupe, clarifică regina de cupe. Puteți să fiți două suflete pereche care vă întâlniți face to face. Doi oameni puternici. Ia uite, 6 de cupe. Regele de cupe, care suferă în lipsa voastră, suferă, a fugit înspre bani și își dă seama și a dat seama că a greșit. Și regele de cupe, un personaj care vă iubește, vă simte, și poate nu a rostit aceste lucruri și vrea să vină să comunice. Vrea să se împace cu voi, eventual, să vindece copilul interior, să vă spună că vă știe, că vă simte, că... Hai mai dăm o dată pe regina de cupe. Pe ce de cărți au venit alea? Repet, dacă această regină de cupe, femeie sensibilă, empatică, înțeleaptă, vindecător în natura sa,
au avut la un moment dat probleme financiare sau a fost părăsită, dragii mei, merge către victorie. Ori vine cineva și o pețește și se întâlnește cu perechea vieții sale și își revine, dar cred că își revine înainte să se întâlnească cu perechea vieții sale. Repet, această femeie puteți să fiți voi sau să o întâlniți. Sau să o întâlniți. E greu de spus că etalare destul de scurtă și colectivă. Iau de 20 de minute. Dar în această perioadă se pune la punct o victorie, o dragoste puternică. Interesant, aveți răbdare și exprimați-vă. Probabil că așteptați de mult timp, 17, pare de neatins. Părea de neatins. 7 înseamnă așteptare, 7 de monede, da? 7 de pute atitudine defensivă. 7 de cupe visare, 7 de spade autosabotaj, dar cu unul, cu acest magician, intrați în transformare, manifestați transformarea tot acestui 7. Înțelegeți? Foarte interesant cum vin mesajele. Și cineva va dori foarte mult, 19 numărul soarelui, să exprime dragostea care o simte față de voi. 6 de spade. Repet, poate un bărbat cu poziții planetare similare, poate, și orice zodie poate fi, poate o femeie, iar variază, dar ceva foarte frumos se pregătește în următoarea perioadă, nu știu exact dacă musa e și ianuarie, dar, repet, o întâlnire de destin, eliberare de blocaje, de preconcepții, creștere spirituală la energia feminină crește, să zic, progresiv și evoluează atât de rapid încât își atrage perechea divină, masculină, soarele și 6 de bute. Și am văzut mai devreme împăratul și împărăteasa. E fascinant. Vedem în cât timp. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!